Relațiile dintre cele două țări s-au ridicat la rang de parteneriat strategic. Acest parteneriat care probabil va veni să rezolve și problema aceasta a minorităților naționale. Înțelegem mai bine acest context împreună cu reprezentantul comunității ucrainene în Parlamentul României, deputatul Nicolae Miroslav Petrețchi. Bună dimineața! Bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitație. Și noi tare mult. Iată o vizită istorică, o vizită așteptată de toată România. Președintele Ucrainei a mulțumit României și românilor pentru faptul că au sprijinit în mod necontenit victimele războiului și se întâmplă treaba asta și în prezent. Însă revine problema părții române și anume respectarea drepturilor minorității românești în Ucraina. Drepturi în oglindă. Care este punctul dumneavoastră de vedere după această vizită? Într-adevăr, vizita reconfirmă continuarea sprijinului necondiționat al României pentru Ucraina în contextul războiului ilegal al Rusiei împotriva acestui stat, precum și caracterul special, dacă doriți, al relațiilor bilaterale dintre România și Ucraina, potențialul acesteia și necesitatea discutării inclusiv a proiectelor și a temelor de interes comun și toate acestea, dacă vreți, ridică nivelul relațiilor dintre cele două state la un alt nivel. Mai mult decât atât, vizita a permis și analizarea amplelor măsuri decise și puse în aplicare de România pentru sprijinirea Ucrainei și a poporului ucrainean, inclusiv în vederea consolidării acestora, precum și discutarea situației din regiune și a demersurilor necesare pentru gestionarea acestuia. Mai mult, dacă vreți, a fost pus accent și asupra abordărilor constructive în domeniile prioritare de colaborare și de interes comun, în special pentru extinderea cooperării transfrontaliere, dezvoltarea relațiilor economice, integrarea europeană, precum și respectarea drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale. Înțelegem pe deplin că cele două minorități, cea ucraineană din România și cea românească din Ucraina, au rolul de punte între țările noastre prietene și vecine. Bineînțeles, cunoaștem cu toții că România, la fel ca întreaga Uniunea Europeană, a fost și este alături de Ucraina, adoptând măsuri multidimensionale pentru sprijinirea Ucrainei și poporului ucrainean, incluzând asistență economică, ajutor umanitar, sprijin în materie de protecție civilă, pentru investigarea și tragerea la răspundere a autorilor crimelor de război comise în Ucraina, inclusiv sprijin pentru reconstrucția Ucrainei, statul român fiind primul din Uniunea Europeană care a elaborat o strategie națională pentru susținerea refugiaților ucraineni pe termen mediu și lung. Astfel, putem să observăm că toate aceste lucruri și toată această situație cu care se confruntă nu doar Europa, ci și lumea întreagă, a făcut ca oamenii politici, statele în general, să aibă o abordare mult mai constructivă. De altfel, cunoaștem că Rusia amenință, invadează și destabilizează țări, a generat și generează crize majore de securitate, iar acest comportament amenință pacea mondială și, bineînțeles, în fața unor astfel de amenințări, trebuie să rămânem în continuare uniți în angajamentul nostru ferm cu privire la păstrarea și promovarea democrației și a valorilor noastre europene, printre care și drepturile persoanei aparținând minorităților naționale, condamnând orice încercare de încălcare a normelor dreptului internațional. Și în acest context trebuie să rămânem solidari și să punem accent pe dialog, să lăsăm la o parte discutele inutile, populismul și, bineînțeles, discursurile extremiste, și să ne concentrăm pentru contracararea ideologiilor periculoase care tocmai în astfel de momente caută noi modalități de dezbinare. Societatea românească, vă rog. O întrebare. Când a început războiul în Ucraina, comunitatea ucrainenilor din România a fost în prima linie. S-au sărit să ajute, să-și ajute frații cu oameni care au fost trimiși la trecerile de frontieră pentru traduceri, pentru găzduirea refugiaților. S-a implicat Uniunea Ucrainenilor din România foarte mult în acest conflict, în ajutorarea fraților lor. Credeți că acum, în acest moment, după în care ne aflăm, ucrainenii au înțeles cât de important este să ai o comunitate puternică în România? Și evident că acest lucru este benefic și reciproc, ca românii să aibă o comunitate puternică în Ucraina. Eu cred că toată lumea înțelege puterea minorităților naționale de o parte și de cealaltă parte a graniței.
În general, cred că societățile noastre au înțeles și ceea ce este important în momentele actuale, putem să observăm și noi Uniunea, asta facem, ne implicăm și continuăm să ne implicăm în consolidarea colaborării transfrontaliere dintre România și Ucraina pentru rezolvarea unor probleme comune cu care se confruntă zonele de frontieră, situate la distanță ceva mai mare față de centrele administrative, cu accent pe posibilitățile de identificare de noi proiecte menite să asigure creșterea calității vieții persoanelor aflate de ambele părți ale frontierei. Și aici cunoaștem că partea României, în partea românească la frontieră trăiește o comunitate importantă de etnici ucraineni, iar de cealaltă parte a graniței trăiește o comunitate importantă de etnici români. Iată că astfel de proiecte nu doar că dezvoltă comunitățile noastre, ci efectiv, dacă vreți, studiază și mai mult relațiile dintre cele două țări, prieteni și vecini. Bun, la final, apropo de aceste două comunități importante pentru ambele țări, și președintele Iohannis a declarat marți în această conferință faptul că sunt importante pentru noi amândoi, adică cele două minorități. Vreau să vă întrebăm la final, pentru că există oameni care sunt neliniștiți în privința drepturilor minorității românești din Ucraina. România își păstrează ideea de a susține integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană, iar unul dintre criteriile importante care va trebui îndeplinite de către Ucraina e acela al respectării drepturilor omului implicit, cele care aparțin minorităților naționale. Iată, în tratatul din articolul cu numărul 2 privind Uniunea Europeană. Așadar, sunt discuții active. Președintele Zelenski spunea că în două săptămâni guvernul va analiza această problemă și problema limbii românești versus limba moldovenească. Ea trebuie să fie numită limba română pentru că aparține populației sau, nu știu, statului român, nu? În cursul său european, Ucraina a adoptat și adoptă o serie de măsuri în ceea ce privește îmbunătățirea legislației în diferite domenii, inclusiv în ceea ce privește păstrarea și promovarea drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale. Mai mult decât atât, România și noi, comunitatea etnicilor ucraineni din România, am prezentat România de fiecare dată, inclusiv în cadrul organismelor internaționale din care facem parte, România ca pe un exemplu de bune practici, și foarte multe dintre modelele prezentate de țara noastră pot să fie preluate de alte state, iar bineînțeles în acest domeniu, având în vedere și ultimele discuții, chiar și de săptămâna trecută și cele anterioare, inclusiv la nivel parlamentar, cred că o să îmbunătățească și mai mult relațiile dintre cele două state, inclusiv în ceea ce privește protecția drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale. Mulțumim tare mult pentru prezența din această dimineață. Toate cele bune!